Am ales un text în seara aceasta, potrivit cu tema pe care o avem, legată de vremurile de înviorare pe care Domnul vrea să le trimită peste noi. Nu cred că este întâmplător și nu cred că acest cuvânt a fost doar pentru vremea de atunci. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, are această valoare de a fi aplicabil în orice vreme până la revenirea Domnului Iisus. De fapt, chiar Domnul Iisus a spus: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. De aceea avem această motivație de a sta înaintea Lui și de a-i cere să-și împlinească acest cuvânt și pentru noi astăzi, să trimită vremuri de înviorare. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor vom citi începând cu versetul 12. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. L-ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să-L trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Mai întâi aș vrea să ne uităm puțin la contextul în care Apostolul Petru rostește aceste cuvinte. Nu trecuseră decât câteva luni de la moartea și învierea Domnului Iisus, viața lui fusese atât de clar ceva venit din cer, viața lui fusese neobișnuită pentru tot ceea ce cunoștea Israelul până atunci. El nu doar fusese un proroc, ci mai mult decât un proroc. De cel puțin 3 ori venise în Ierusalim și oamenii văzuseră minunile lui, pentru că nimeni nu putea să facă astfel de semne și minuni decât dacă Dumnezeu ar fi fost cu el. De aceea evreii ajunseseră la un moment dat să se întrebe dacă nu cumva el este Hristosul. Chiar dacă în inima lor, în mintea lor era această respingere față de cuvântul lui Dumnezeu, ceva nu se potrivea cu dorința lor, cu imaginea lor de Mesia, totuși faptul că erau semne și minuni, că erau lucruri pe care nu le mai văzuseră până atunci, îi făcea să se întrebe dacă nu cumva, într-adevăr, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, venise în mijlocul lor. Ba chiar cu puțină vreme înainte de ultimul Paște, când urma să fie răstignit, așa cum vestiseră prorocii, după ceasul hotărât mai dinainte de Dumnezeu, Domnul confirmă autoritatea sa asupra vieții și morții, înviind pe un om care fusese mort de 4 zile, pe Lazar, din Betania, satul în care locuia împreună cu surorile lui Maria și Marta. Această localitate nu-i departe de Ierusalim, dincolo de Muntele Măslinilor, se poate ajunge foarte repede. Era aproape de Ierusalim, era practic o suburbie a cetății Ierusalimului, în așa fel încât atunci când minunea aceasta a fost făcută în fața multor martori, când marii preoți au aflat că lucrul acesta nu putea fi tăgăduit, s-a produs un adevărat vuiet în poporul Israel, dându-și fiecare seama că, într-adevăr, cineva, cum nu mai fusese înainte, ajunsese să fie în mijlocul lor. De aceea ei se întrebau dacă avea să vină sau nu la acel praznic, se întrebau dacă nu cumva atunci urma să așeze împărăția. Imaginea lor despre împărăția lui Dumnezeu, imaginea lor despre Mesia, era că atunci când va veni Fiul lui Dumnezeu, când va veni Mesia cel promis, urma să elibereze pe Israel, să așeze tronul de domnie al tatălui său David, să facă din Ierusalim cetatea marelui împărat și să domnească de acolo peste Israel și peste lumea întreagă. De aceea era în Israel o adevărată frământare în momentul în care Domnul Iisus a coborât în mod triumfal de pe Muntele Măslinilor în acea duminică, în prima zi a săptămânii patimilor sale.
Mergând drept cu privirea hotărâtă spre a împlini scripturile, Domnul Iisus s-a adus ca jertfă pentru păcat, El s-a lăsat de bună voie să fie răstignit, nimeni nu putea să ia viața cu forța, El era Domnul vieții, El era Creatorul vieții, El era Cel care a spus, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau înapoi, nimeni nu-mi ia viața cu sila. Domnul, așadar, ca un miel de jertfă, fără să deschidă gura, s-a adus ca jertfă odată pentru totdeauna lui Dumnezeu, purtând păcatele noastre, aducând o ispășire veșnică înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta a fost confirmat, evreii l-au văzut, în zilele acelea au avut loc fenomene neobișnuite, cel puțin de două ori s-au produs cutremure, la moartea Domnului Iisus și la învierea Lui, de asemenea a fost întuneric peste Israel, în așa fel încât oamenii erau într-o frământare să afle ce s-a întâmplat în zilele acelea. Când Domnul Iisus a înviat, s-a arătat mai multor ucenici, iar după 50 de zile a turnat făgăduința Tatălui pe Duhul Sfânt, care i-a împuternicit pe apostoli să vorbească în felul acesta Evanghelia. Dragii mei, cuvintele acestea pe care le-am citit sunt rostite de apostolul Petru, la puțin timp după coborârea Duhului Sfânt. El, care era un om simplu, doar un simplu pescar, un om necărturar, cum îi spuneau ei și de rând, El, prin Duhul Sfânt, vine înaintea poporului Israel și pronunță voia lui Dumnezeu pentru ei și voia lui Dumnezeu pentru oricine aude cuvântul Său. Practic, le pune înainte vinovăția lor, le arată starea în care se află, le impută lucrul acesta că ei s-au lepădat de Mesia, măcar că Pilat din Pont a fost de părere să-i dea drumul, le arată vinovăția așa cum este și îi face să se simtă într-adevăr străpunși în inimă pentru ceea ce au făcut, dându-le în același timp și soluția. Le spune de asemenea că în felul acesta s-au împlinit scripturile. Observați, lucrul acesta, preștiința aceasta lui Dumnezeu, face ca omul, fără să-și dea seama, să împlinească scriptura, dar nu înlătură vinovăția lor. S-au împlinit scripturile care spuneau că Hristos trebuia să pătimească, care spuneau că El trebuia să vină ca miel de jertfă înainte să vină ca împărat pe tronul de domnie al tatălui său David. Când le pune toată această situație în fața ochilor, Petru le dă și soluția de a ieși din această stare de vinovăție. Le dă un răspuns, o atitudine pe care ei trebuie să o aibă, un lucru pe care trebuie să-l facă, pentru ca Dumnezeu să aducă iertare peste ei și în același timp să aducă vremuri de înviorare peste Israel. Dragii mei, poporul Israel se afla într-o mare dificultate, nu doar economică, peste ei stăpâneau romanii. Erau într-o stare în care nedreptatea ajunsese la culme. Și din punct de vedere economic aveau de suferit. Judecata lui Dumnezeu se afla la uși. Starea lor, într-un fel sau altul, se aseamănă foarte mult cu ceea ce trăim noi astăzi în România. Ei erau cei care stăteau în fața unei judecăți iminente. Și de fapt, Domnul Iisus, înainte să fie răstignit, a stat pe muntele Măslinilor și a plâns Ierusalimul și a spus că n-a cunoscut vremea în care orașul a fost cercetat, în care cetatea a fost cercetată, de aceea vor veni zile când dușmanii vor împresura cetatea cu șanțuri și o vor dărâma și vor duce pe fiii ei în robie și nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Domnul Iisus rostește judecata pentru cei care n-au acceptat Evanghelia și care au respins mântuirea care li se oferea în dar. În același fel, dragii mei, și noi ne aflăm la răscruce de drumuri și noi suntem în fața unei judecăți iminente, nu doar a acestei națiuni, ci a omenirii întregi. Starea de păcat a omenirii a ajuns la o culme și de fiecare dată când păcatul omenirii atinge punctul maxim, Dumnezeu trebuie să judece, pentru că altfel Dumnezeu n-ar mai rămâne drept, iar El este drept în mod desăvârșit. De fiecare dată când păcatul atinge culmea, Dumnezeu rostește judecata. Pentru ei au fost judecăți temporare, iar Ierusalimul la anul 70 a trebuit să treacă prin această devastare, să fie dărâmat, iar evreii să ajungă în robie, puținii dintre ei care au supraviețuit, pentru că marea lor majoritate au plătit cu viața neascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Se spune, de exemplu, că acest Coloseum din Roma, pe care până astăzi îl pot vizita turiștii, a fost construit cu 12.000 de sclavi evrei luați de către generalul Titus,
atunci când a cucerit Ierusalimul și când l-a dărâmat, i-au exploatat până la moarte, judecata a fost peste ei. Pentru ca înaintea lor să fie o scăpare, Petru le dă și soluția și le vorbește despre niște vremuri de înviorare, despre niște vremuri de binecuvântare. Pentru aceasta era un răspuns așteptat din partea apostolului și din partea lui Dumnezeu, și anume pocăința. Și observați, cuvântul acesta în limba noastră românească este, chiar are un sens peiorativ, are o conotație negativă. Când spui de pocăință, oamenii se gândesc la o anumită religie sau la o anumită grupare, le vine în minte cuvântul de sectă religioasă sau cine știe ce alte lucruri. Cuvântul în limba română, într-adevăr, repet, este destul de inexpresiv. În alte traduceri s-a folosit cuvântul căință și nici acesta nu este destul de expresiv, pentru că pocăință nu înseamnă doar regret, nu doar să-ți pară rău de ceea ce ai făcut. Bineînțeles că, în primul rând, este vorba de acest lucru. Sensul primordial este acesta. Atunci când un om își simte vinovăția, când evreii și-au simțit vinovăția, când ei au văzut starea în care se aflau și că au fost vinovați de răstignirea Fiului lui Dumnezeu, măcar că până și un necredincios a fost de părere să-i se dea drumul pentru că n-a făcut niciun rău, răspunsul ar fi fost acesta așteptat din partea lui Dumnezeu, și anume să fie o adevărată pocăință. Iar primul aspect este acesta, un regret profund, o durere, o sfâșiere de inimă înăuntrul sufletului omenesc, în așa fel încât omul să poată veni înaintea lui Dumnezeu și să-și verse inima, să-și spună, să-și mărturisească păcatul. Acesta a fost sensul primordial încă din vechime. De fapt, dacă ne uităm în toată Scriptura, toată linia Scripturii din Vechiul Testament până în Noul Testament, toți prorocii care au mărturisit despre Domnul Iisus, toți care i-au chemat pe evrei la o relație cu Dumnezeu, au vestit aceeași modalitate de a reface relația aceasta cu Dumnezeu, și anume pocăința. Iar pocăința înseamnă, în primul rând, un regret profund. Încă din Vechiul Testament era acest aspect al regretului profund. Fiindcă noi oamenii avem capacitatea aceasta de a fi superficial, de a face lucrurile numai la suprafață. Spunea la un moment dat Domnul Dumnezeu poporului său din vechime, poporului evreu, pocăința acestui neam este ca roua dimineții. Ce să-ți fac, Israele? Pocăința ta este ca roua dimineții. Răsare soarele și se usucă tot. Totul dispare dintr-o dată. De aceea, în primul rând, este acest lucru, și anume un regret profund. Așa cum spunea Ioel, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Pocăința așadar însemna o sfâșiere a inimii, o durere profundă, o întoarcere la Dumnezeu cu post, cu plâns și bocet. Acesta este sensul primordial. Dar nu e doar atât. Nu este doar ca omul să plângă, să vină înaintea lui Dumnezeu și să stea acolo și să continue să plângă. Știți, lucrul acesta l-am avut și eu încă de când eram copil. Simțeam regret pentru ceea ce am făcut rău, simțeam povara păcatelor mele, însă nu-i doar atât să plângi înaintea lui Dumnezeu, nu-i doar să îți mărturisești, este mai mult decât atât. Și aici este sensul profund al cuvântului pocăință, și anume o schimbare a minții. Când omul ajunge să-și înnoiască felul de a gândi cu privire la viața lui spirituală. Știți, noi, nu doar noi românii, noi în mod special, noi românii suntem oameni care avem și această însușire de a fi superficiali, dar în general omul modern este superficial în ceea ce privește lucrurile spirituale. De fapt, în multe cazuri nici nu mai este vorba de a privi la viața spirituală, de a-și pune omul problema că după aceasta urmează veșnicia, urmează eternitatea. Pocăință înseamnă o schimbare a minții, o înnoire a felului de a gândi cu privire la viața spirituală, la Dumnezeu, la sufletul nostru și la veșnicia care ne stă înainte. Pentru că suntem suspendați aici, în lumea aceasta, o clipă care se numește viață, înaintea noastră se deschide veșnicia, un timp nelimitat, ceva pe care noi nu ni-l putem imagina cu mintea noastră, care este, bineînțeles, finită.
Atunci când un om se pocăiește, mintea lui se schimbă. El începe să privească altfel lucrurile spirituale. Se deschide mintea, practic, vine o lumină interioară care îl face să își vadă vinovăția, să vadă greutatea păcatului său, să fie în inima lui un regret profund și să-și pună întrebări cu privire la viitorul său. Fie că ești tânăr sau fie că ești în vârstă, orice om trebuie să ajungă la un astfel de moment. Dacă noi vrem să refacem relația cu Dumnezeu, dacă vrem să avem parte de vremuri de înviorare, trebuie să fie o astfel de schimbare a minții. Eu mi-aduc aminte, în cazul meu, eu nu aveam decât 17 ani, alții chiar și mai devreme de atât, a fost o schimbare a minții mele, a fost repet, un regret pentru păcat am avut și înainte. Și periodic mergeam și făceam ceea ce se numește spovedanie, o mărturisire, dar a fost un punct în care mintea mea s-a schimbat, în care a venit lumină din partea lui Dumnezeu și am început să-mi pun întrebările în mod serios. Când omul se pocăiește, mintea lui se schimbă. Începe să-și vadă starea, așa cum o vede Dumnezeu, începe să-și simtă culpabilitatea, să vadă nevoia lui de iertare și de-abia atunci poate să strige după Dumnezeu. În toate epocile, în toate vremurile, de când se vestește Evanghelia de 2000 de ani, aceeași a fost condiția pentru ca omul să se împace cu Dumnezeu. Condiția aceasta pe care apostolii au pus-o înaintea evreilor este până astăzi și pentru noi. E vorba de o schimbare a felului de a gândi și, de fapt, în limba greacă, acest cuvânt metanoia era folosit nu pentru un aspect spiritual, ci pentru unul fizic. Pur și simplu, atunci când un om mergea pe un drum și greșea drumul, cum se poate întâmpla oricui, fie că mergi cu mașina sau mergi pe jos, în momentul când ai greșit drumul, care este lucrul normal pe care trebuie să-l faci? Te oprești din drumul respectiv, te întorci înapoi de unde ai greșit și o iei pe drumul corect. Acesta era sensul primordial în limba greacă. El nu era, repet, acest cuvânt metanoia, nu era folosit cu sens spiritual, ei nu știau ce este aceea pocăință în fața zeităților păgâne, dar aveau această expresie când un om greșea, se întorcea din drumul lui și mergea pe drumul corect. A te pocăi înseamnă a te întoarce înapoi acolo unde ai greșit. Să vezi lucrurile pe care le-ai făcut rău. În cazul evreilor era foarte simplu. Ei trebuiau să se întoarcă și apostolul Petru, prin Duhul Sfânt, îi duce în acel punct înapoi. Duceți-vă înapoi în momentul în care voi v-ați lepădat de cel neprihănit, voi l-ați dat la moarte pe cel care este Domnul vieții, pe cel care este autorul, creatorul vieții. Aceasta este expresia originală. Întoarceți-vă înapoi în timp. Acolo voi ați greșit, voi v-ați lepădat de Fiul lui Dumnezeu, ați cerut să vi se dăruiască un tâlhar, ați făcut o alegere greșită și mergeți pe un drum greșit. Dacă veți merge pe drumul acesta, înaintea voastră stă doar judecata lui Dumnezeu. De aceea, întoarceți-vă din drumul vostru. Mergeți în punctul în care ați greșit și luați-o pe drumul corect. Faceți alegerea corectă. Alegeți-l, de data aceasta, pe Mesia. Aceasta era, în esență, predicarea apostolului Petru. Era lucrul la care el îi chema pe evrei din vremea de atunci. Bineînțeles, ei aveau nevoie urgentă de pocăință și nu era cazul, vedeți, creștinismul, noi spunem că suntem creștini și mergem în diferite biserici creștine. Creștinismul, dragii mei, nu face altceva decât să refacă această relație a omului cu Dumnezeu. Iar primele adunări creștine în lucrul acesta constau, și anume să se vestească Evanghelia, faptul că Dumnezeu este bun, că El l-a trimis pe Fiul Său la moarte, că Domnul Iisus a murit și a înviat pentru păcatele noastre, dar așteaptă o atitudine din partea noastră. Nu există creștinism fără pocăință, nu există naștere din nou, nu există viață veșnică fără să fie acest început autentic. Din păcate, în zilele noastre, asistăm la o diluare a creștinismului. Omului se spune, vino, intră, important este să frecventezi un loc, important este să simți bine, noi socializăm, noi avem diferite activități, vino și tu și ea parte, facem cu tare lucru sau alt lucru. Dragii mei, acela nu-i creștinism. Creștinismul este acea credință care începe cu punctul acesta. Când omul ajunge în viața lui să se întoarcă din drumul său greșit, și să o ia pe drumul corect, pe calea lui Dumnezeu. Lucrul acesta se numește pocăință, iar evreii trebuiau să se pocăiască în vremea de atunci, așa cum le spune Petru, voi v-ați lepădat de cel sfânt
și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. L-ați omorât pe Domnul vieții, pe care Domnul l-a înviat din morți. Bine, e clar, ei greșiseră, dar de ce ar fi acest lucru și pentru noi? Un mare poet creștin român, cum puțini au existat, a scris câteva versuri care arată că vinovăția aceasta pe care evreii o aveau pentru că îl răstigniseră pe Domnul, pentru că îl dăduseră în mâinile romanilor, este și în dreptul nostru. Spunea poetul creștin, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când el pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns și eu și tu. De aceea Dumnezeu așteaptă din partea noastră o revenire, așteaptă o întoarcere înapoi, așteaptă o corectare a vieții noastre. Repet, dincolo de aspectul acesta al lacrimilor, știți, unii întrebau dacă nu au avut o pocăință cu destul de multe lacrimi. Nu știu câte lacrimi sunt suficiente sau nu sunt suficiente. Știu clar că trebuie să fie un regret profund, dar e mai mult decât atât. E vorba de o întoarcere înapoi, de o schimbare a felului de a gândi, de o schimbare a direcției de mers. Dragii mei, harul acesta lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu într-adevăr este dragoste, așteaptă din partea noastră ca noi să ajungem la pocăință. Nu pentru că lucrul acesta ar fi un lucru greu, repet, este la fel de normal ca atunci când un om care greșește, este normal, mie mi s-a întâmplat de mai multe ori, să greșesc drumul, fie că n-am folosit GPS-ul așa cum trebuia, fie că pur și simplu GPS-ul era greșit, mai ales în străinătate, de multe ori ți se întâmplă să greșești drumul și dacă ești pe autostradă e mai dificil pentru că trebuie să mergi kilometri întregi până te întorci și până găsești un loc în care poți întoarce, nu e așa ca în România unde aproape în fiecare loc poți întoarce. Și cu cât te depărtezi mai mult, cu cât mergi mai mult în direcția greșită, cu atât mai greu este să te întorci și cu atât mai mult pierzi. De aceea vreau să spun și acest lucru. Este acest aspect al pocăinței. Cu cât înaintezi mai mult pe calea ta, pe calea greșită, în direcția greșită, cu atât mai greu va fi să te întorci din drum. Și cu atât mai mult vei pierde. Știți, sunt oameni care îmi pun întrebările acestea și nu știu dacă neapărat eu aș putea avea un răspuns. De ce nu mă mai pot pocăi? Pentru că uneori este greu, fiindcă te depărtezi, măcar că auzi vocea cugetului care spune întoarce-te din drum, întoarce-te înapoi, este un lucru normal, mergi pe o direcție greșită, ce trebuie să faci? Să te întorci înapoi, să mergi pe direcția corectă. Și dacă totuși continui pe calea ta, cugetul devine din ce în ce mai tocit și ți se face tot mai grea alegerea aceasta, tot mai dificilă, cu cât înaintezi în vârstă și cu cât înaintezi în păcat. Este vorba de ceea ce Scriptura numește o împietrire a inimii. De aceea, în momentul în care știi că mergi pe o direcție greșită, indiferent ce fel de creștin te numești sau dacă ai avut o pocăință inițială sau dacă niciodată n-ai avut-o, în momentul în care îți dai seama că viața ta spirituală nu merge în direcția corectă, că tu nu ai siguranța aceasta pe care ți-o dă Duhul lui Dumnezeu, că la urma vieții acesteia, la sfârșitul acestei vieți, la sfârșitul călătoriei, cu siguranță vei fi cu Dumnezeu. Dacă vezi că nu ai această siguranță, dacă nu mergi în direcția normală, dacă sunt lucruri în cugetul tău care te acuză și îți spun nu ești bine, nu ești bine, nu îl face să tacă, nu opri glasul cugetului, ci întoarce-te din drum. Dacă nu te vei întoarce la timp, va fi din ce în ce mai dificil. Dar, dragii mei, această pocăință pe care o cere Dumnezeu de la noi nu înseamnă a te duce într-o mănăstire sau a-ți lua o față tristă și a sta tot timpul în lacrimi și a umbla amărât. Nu-i vorba de asta, repet, e vorba de o întoarcere din drum. Însă, ea are multe beneficii pentru noi. Iar cel mai important este cel pe care îl spune aici Apostolul Petru. În primul rând, într-adevăr, că Dumnezeu aduce iertare, dar El aduce vremuri de înviorare. Sunt vremuri de înviorare pentru orice om care se pocăiește, pentru evrei. Urmau să vină vremuri de înviorare. Dacă ei s-ar fi pocăit, Dumnezeu ar fi adus o adevărată trezire în mijlocul lor. Era intenția lui Dumnezeu, dar alegerea a fost a lor. Niciodată Dumnezeu nu calcă în picioare voința noastră.
De aceea, pentru fiecare dintre noi este un beneficiu și aici pe pământ, dincolo de beneficiul etern al iertării, a fi cu Dumnezeu, a avea viața veșnică, este un beneficiu aici. Se înviorează viața ta spirituală, sufletul tău. Dragii mei, știți de ce? Acum, principala boală a secolului nu este nici virusul HIV, nu este nici cancerul. Principala problemă a acestui secol, a acestei vremi de sfârșit de veac, de sfârșit de istorie, principala problemă o constituie bolile psihice, bolile sufletului, pentru că omul, când trăiește departe de Dumnezeu, trăiește împotriva direcției în care Dumnezeu l-a făcut să meargă. El trăiește împotriva firii date de către Dumnezeu, împotriva dorinței lui Dumnezeu, împotriva voinței lui Dumnezeu și lucrul acesta provoacă în el o anumită frustrare, provoacă în el probleme și de aici vin bolile psihice. Dar Dumnezeu spune că El are altceva pentru noi, că El dorește altceva pentru fiecare individual, pentru creștinism în general și pentru un popor în mod special. Și anume, să fie vremuri de înviorare. De ce nu sunt vremurile acestea de înviorare astăzi? De ce e atâta uscăciune? De ce e atâta lipsă de viață în mijlocul creștinilor? Pentru că nu sunt vremuri de înviorare. Iar acestea nu sunt pentru că nu există pocăință. Dacă noi am împlinit condiția aceasta, fie și astăzi, Dumnezeu și-ar ține cuvântul Său. Dacă noi ne pocăim, El trimite vremuri de înviorare. Dacă este un om care nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu, dacă este un tânăr sau o tânără sau un om de vârsta a doua, care a mers pe drumul vieții sale și niciodată nu și-a pus problema să trăiască pentru Dumnezeu, el a făcut doar ce și-a dorit el, ce a fost în mintea lui. Dacă o astfel de persoană se întoarce din drum, Dumnezeu îi înviorează sufletul. De fapt, îi dă viață din morți, îi dă viață spirituală, așa cum el însuși a promis, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Deja viața veșnică sălășuiește în cel care se pocăiește. Și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Omul trece din moarte la viață, din moartea lui spirituală la viața cu Dumnezeu. Iar aceasta este singura viață care are sens, plină de semnificație, plină de bucurie, plină de pace, plină de speranța aceasta a veșniciei. Noi nu avem de ce să ne temem. Omul care se întoarce la Dumnezeu, pocăiți-vă și întoarceți-vă, spunea Petru. Omul care se întoarce din drumul lui, care începe să meargă cu Dumnezeu, este un om fericit. Chiar dacă lucrurile nu-i merg bine, chiar dacă oamenii îl batjocoresc, chiar dacă s-ar ridica toți împotriva lui, el merge pe calea lui Dumnezeu. El este fericit, el este împlinit, pentru că împlinirea vine din viața pe care Dumnezeu o pune peste el. De aceea, chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare om este aceasta. Dacă este un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru națiunea noastră și pentru fiecare individual, cuvântul acesta este pocăință. Întoarcere pe calea lui Dumnezeu, întoarcere din drumurile noastre, schimbarea mentalității noastre și a merge pe calea lui Dumnezeu. De asemenea, pocăința este și pentru cel care a avut un astfel de început. Știți, oamenii reproșează de multe ori faptul că noi continuăm să predicăm pocăința și celor care deja au avut un început cu Dumnezeu, care deja au avut un legământ pe care l-au făcut cu Domnul. Dragii mei, uitați-vă de câte ori Dumnezeu spune bisericilor să se pocăiască. Că și dacă te-ai întors la Dumnezeu și n-ai ținut calea dreaptă și te-ai rătăcit din drum, din nou trebuie să te întorci pe drumul corect. Din nou trebuie să mergi de unde ai căzut, să te întorci în punctul acela și să o iei pe drumul cel bun. Observați că nu poți să treci de pe un drum pe altul dintr-o dată. Trebuie să te întorci înapoi. Să vezi care-i lucrul care ți-a cauzat căderea. Care-i lucrul care te-a dus în depărtarea aceasta de Dumnezeu. Și de acolo să refaci relația cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă pocăință. Când omul nu trăiește, chiar dacă se numește creștin, chiar dacă a avut un început cu Dumnezeu, când nu trăiește viața aceasta cu Dumnezeu la înălțimea la care El a planificat-o, la înălțimea la care El a proiectat-o pentru noi, în inima omului vine uscăciune, vine o stare de secetă spirituală, chiar creștin fiind, chiar om născut din nou, când noi nu mai trăim în voia lui Dumnezeu. Când viața noastră încetul cu încetul începe să se depărteze, când relația noastră nu mai este aceeași cu Dumnezeu, avem nevoie să ne întoarcem înapoi, pentru că altfel vine uscăciune în viața noastră, vine ceea ce unii au numit depresia creștină, nu există așa ceva.
Aceasta este cauzată doar de depărtarea noastră de Dumnezeu. Vin grijile, vine nesomnul, vin neliniștile interioare și se duce pacea, se duce bucuria, se duce expresia feței, nădejdea aceasta că-l vom vedea pe el. Se duce sensul din viața noastră de creștini. De aceea pocăința este și pentru cel care simte această uscăciune. Este multă uscăciune astăzi în rândul creștinilor. Este multă secetă spirituală. Iar Domnul Iisus nu ne-a creat pentru asta. El spunea așa: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Orice om care s-a întors la Dumnezeu, el trebuie să fie un izvor de apă vie. El trebuie să răspândească în jur viață. Așa este omul care trăiește cu Dumnezeu. Dacă nu-i viața ta așa, înseamnă că trebuie să ajungi din nou la un punct al pocăinței. De aceea este uscăciune. Măcar că Dumnezeu a intenționat pentru noi nu doar ca izvoarele sale să vină peste noi, ci și din inima noastră să curgă râuri de apă vie, atunci când ne depărtăm de El, trăim în uscăciune. Iar soluția este pocăința. Vin vremuri de înviorare, dragii mei, așa cum o grădină uscată se înviorează când vin râurile de apă, tot așa sufletul omului se înviorează atunci când revine prezența Duhului Sfânt. Aici vorbea Domnul Iisus despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în Iisus. Când vine pocăința în viața noastră, când lucrurile se schimbă, când noi ne aliniem viața potrivit voii lui Dumnezeu, râuri de apă vie curg în biserica Domnului. Râuri de apă vie curg în inima celui care este credincios. Îl adapă pe el și se duc mai departe. Din momentul acela, omul începe să trăiască la un alt nivel al vieții. El este umplut cu Duhul Sfânt și poate să arate lucrul acesta și altora, fără să aibă neapărat intenția de a o face. Pocăința ne asigură vremuri de înviorare în mod personal ca oameni care ne-am născut din nou. Probabil că majoritatea ați avut un început în pocăință, ați avut o naștere din nou, probabil că frecventați o anumită biserică de un anumit fel sau altul și observați seceta spirituală care este. Nu va veni niciodată o schimbare a lucrurilor prin schimbarea conducerii sau felului de a face închinarea. Schimbarea vine dinăuntru. În momentul când omul ajunge într-adevăr să vadă depărtarea lui de Dumnezeu, când se întoarce din punctul în care a căzut, în momentul acela Dumnezeu trimite râuri de apă vie. Dumnezeu ne promite vremuri de înviorare. Dumnezeu promite vremuri de înviorare pentru biserica creștină. Cuvântul acesta, trezire, nu este doar un cuvânt oarecare. Observați, aici vorbește de vremuri de înviorare. Ce face un om imediat după ce se trezește? Începe să se învioreze, nu? Iese afară și viața începe să curgă înăuntru lui. Este consecința normală a unei treziri. Iar aici Apostolul Petru vorbește despre o astfel de trezire spirituală a poporului Israel și care este pusă la dispoziția noastră și a noastră astăzi. Dacă noi facem pasul acesta adevărat al întoarcerii, de unde am căzut, la al întoarcerii la Dumnezeu, al unei pocăințe reale, atunci Dumnezeu ne promite vremuri de înviorare. Pot să vină vremuri de înviorare peste biserica creștină. O trezire înseamnă o împlinire a acestei făgăduințe. Atunci când biserica Domnului ajunge la o pocăință reală, vin vremuri de înviorare înăuntrul ei. Și când vin vremuri de înviorare înăuntrul ei, nu trebuie să alergăm atât de mult să vestim Evanghelia, pentru că Dumnezeu aduce pe cei care trebuie să asculte cuvântul și oamenii se întorc la Dumnezeu. Se duce plictiseala, oboseala, se duce stresul, se duce frustrarea. Înăuntru bisericii lui Dumnezeu curg râuri de apă vie. Atunci când biserica se întoarce la el cu pocăință. Așa spunea Domnul Iisus bisericii din Efes: știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Observați, o trimite înapoi. O biserică în întregime. Du-te înapoi de unde ai căzut. Acolo unde mă iubeai, acolo unde aveai viață, aveai relație cu mine. De acolo să te întorci înapoi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Este și alternativa aceasta. Și dacă vom continua așa, dacă nu va fi pocăință, nici nu vreau să-mi imaginez un astfel de scenariu. Dacă nu va veni pocăință în bisericile creștine, dacă nu va veni pocăință în oamenii din afară, ce vine după aceasta? Domnul își ia sfeșnicul, practic biserica aceea doar rămâne cu titlul, dar înaintea lui nu mai este biserică și în momentul în care vine acea clipă a revenirii Domnului, în momentul acela, oamenii rămân
în urmă. Nu vei trece testul acela. Nu va trece testul acela o biserică în care nu sunt vremuri de înviorare. Poate doar câțiva oameni care trăiesc în mod deosebit. Este nevoie de vremuri de înviorare. Repet, pentru omul care nu s-a născut din nou. Să vină la pocăință ca să aibă viață. Dumnezeu dă pocăință, dă harul pocăinței celui care dorește din toată inima să urmeze pe căile sale. De asemenea, este nevoie de pocăință pentru cel care spune creștin, dar nu trăiește conform Scripturii. Dragii mei, din cauza aceasta și din cauza aceasta este atât de multă uscăciune și atât de multă vorbire de rău cu privire la numele acesta de creștin, pentru că oamenii care s-au numit creștini n-au trăit potrivit chemării cerești pe care Dumnezeu le-a adresat-o. De aceea e nevoie de o întoarcere înapoi. De fiecare dată când poporul lui Dumnezeu s-a întors înapoi, Dumnezeu și-a ținut cuvântul. Și noi, știți, ați auzit de multe ori această expresie, puneți-mă la încercare, să-L punem la încercare pe Dumnezeu. E foarte simplu, omul este tentat și este invitat de multe ori să-L pună la încercare pe Dumnezeu, să ceară lucruri materiale, să ceară sănătate pentru el. Dar lucrul cel mai important este acesta, să-L punem pe Dumnezeu la încercare, să cerem pentru noi vremuri de înviorare. Iar lucrul pe care El ne cere este o întoarcere din drumul nostru, o pocăință reală. Așadar, fiecare om are nevoie astăzi de pocăință. Dacă ar fi să întreb cine are nevoie, omul care nu are nevoie este inconștient. Fiecare dintre noi avem nevoie de pocăință, toți oamenii, dar în mod special unii mai mult decât alții, unii în mod mai stringent decât alții, iar noi, națiunea aceasta, în cel mai acut mod avem nevoie de pocăință. Nu se vor rezolva lucrurile decât dacă va fi o adevărată reformă spirituală. Nu va începe o reformă spirituală decât cu o adevărată pocăință. Nu va începe o trezire spirituală decât cu o adevărată întoarcere la Dumnezeu. Când ne lăsăm drumurile noastre și intrăm pe drumurile lui Dumnezeu, aici nu-i vorba de a fi o nouă organizație sau o nouă instituție, e vorba de a merge pe calea lui Dumnezeu. E vorba de a lăsa tot ce e lumesc, tot ce e firesc, tot ceea ce nu hrănește și de a te duce doar după cuvântul lui Dumnezeu, doar după călăuzirea Duhului Sfânt. Orice altfel de drum este un drum greșit și nu duce în direcția corectă. Cel ce nu s-a întors la Domnul are nevoie de pocăință și este un timp limitat dacă ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, fie că ești dintr-o familie care are cunoștință despre Scriptură sau pur și simplu nu ai cunoscut deloc cum am fost eu. Eu ca tânăr, ca adolescent, nu știam nimic, a trebuit să mă interesez singur, familia mea n-avea cunoștință de Scripturi, în casa noastră nu era Biblie și aș fi vrut mult să citesc pentru că citisem foarte multă literatură. Cel care nu s-a întors la Domnul are o vreme limitată și spune Domnul, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Dragii mei, se închide vremea aceasta. Câtă vreme se poate găsi? Acum e vremea în care se poate găsi. În luna aceasta, în ziua aceasta, astăzi este vremea să-L cauți pe Dumnezeu. Să se lase cel rău de calea Lui. Observați pocăința. Te lași de calea ta. Și omul nelegiuit de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Să te întorci din calea ta, să te lași de gândurile tale, că tu știi, că tu poți, că faci ce vrei, că ești suveran asupra vieții tale. Nu e așa? Fiecare gând, fiecare lucru pe care nu-l faci împotrivit voii lui Dumnezeu este o răzvrătire împotriva sa și nimeni care se răzvrătește nu va rămâne nepedepsit. Dar astăzi e vreme de har. E vreme de întoarcere pentru fiecare. Caută-L câtă vreme este aproape. Astăzi, în momentul acesta, Domnul este aproape. Domnul este în mijlocul nostru. Ne-am rugat, de multă vreme am stat înaintea Lui și ne-am rugat ca în întâlnirea aceasta El însuși să vină în mijlocul nostru. Dacă cineva vrea într-adevăr să-L caute, acum este momentul. Acum e momentul când se poate găsi. Poți să te întorci astăzi la El, poți să-I spui, Doamne, eu vreau să-mi las calea mea, eu vreau să mă las de gândurile mele, eu vreau să vin la Tine pentru că Tu ai milă și pentru că Tu nu obosești iertând. Dumnezeu va turna peste tine viață și îți va înviora sufletul, vei trăi cu totul altfel, ceea ce nici măcar nu ai gândit că există vreodată. De asemenea, cel credincios care nu trăiește la înălțimea chemării cerești, ci se complace într-o stare de mijloc pe care Scriptura o numește nici rece, nici înclocot, o stare de căldicel, are nevoie de pocăință. Dacă ești un creștin care doar ai denumirea aceasta, dar nu se văd din inima ta râuri de apă vie, nu te înșela singur, dacă nimeni nu le vede, înseamnă că ele nu există. Chiar dacă tu le declari, nu contează declarația ta înaintea lui Dumnezeu ce spune El despre noi.
Vede El că din inima noastră cur râuri de apă vie, avem o rugăciune înflăcărată, fierbinte, ne pasă de cei care pierd în orașul acesta 4 milioane de oameni, în țara aceasta 20 de milioane, ne pasă de oamenii care se duc către o veșnicie fără Domnul? Stăm zi și noapte înaintea Lui cu lacrimi pentru cei ce se pierd? Este viața noastră în forma aceasta? Îl așteptăm pe Domnul așa? Dacă nu este așa, viața ta, măcar că te numești creștin, ai nevoie de pocăință. De o pocăință reală, de o pocăință profundă, de o întoarcere la Dumnezeu. Una dintre biserici, cea care stătea doar în starea aceasta, intermediară, nici prea, nici foarte, foarte, nu vreau nici să fiu așa foarte entuziast, nu vreau nici să am cine știe ce pasiune, vreau doar așa să fiu și eu un creștin mediu, nu există așa ceva. Dragii mei, creștinul este prin definiția lui un om de excepție, el este un copil al lui Dumnezeu, este un fiu de rege și lucrul acesta nu trebuie luat în sensul modern care se predică în Evanghelia Prosperității, ci în sensul demnității noastre înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă nu trăim conform demnității acesteia, avem nevoie să revenim la pocăință. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dacă starea ta e intermediară, dacă este doar între două păreri, este timpul de pocăință. Ai nevoie, aceeași nevoie de pocăință ca și un om care nu s-a întors niciodată la Dumnezeu. Pentru că aici cuvântul spune, dacă nu te pocăiești, am să te vărs din gura mea. Exact așa se întâmplă cu omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar se întâmplă și cu omul care rămâne în starea lui, nici prea, nici foarte, foarte în starea lui intermediară. El zice că e bine, că el trăiește cu Dumnezeu, că el are experiență, că el poate să povestească. Nimeni nu vede sfințenia în viața lui, nimeni nu vede un foc care arde. Creștinismul este foc, creștinismul este pasiune, creștinismul constă în aceste izvoare de apă vie care curg în afară. Dacă nu e așa, spune aici Domnul, că la venirea Lui, un astfel de creștin va fi vărsat. De asemenea, de pocăință are nevoie națiunea noastră în ansamblu. Și trebuie să vină pocăință de undeva. Noi suntem români, toți care suntem aici. Suntem în această țară, țara aceasta suferă greu. Cineva mi-a trimis un verset în care se spunea că trebuie să fie un om care să facă țara din nou cu putință de locuit. Țara asta a ajuns să fie aproape cu neputință de locuit. E din ce în ce mai greu să locuiești în țara aceasta. Și eu de când am venit în București m-am speriat. S-a părut că Târgoviștea este într-adevăr cu totul diferit și nu că e mai bine spiritual nici pe departe, dar e cel puțin mai multă liniște. Este un vacarm. Țara este tot mai greu de locuit. Din cauza aceasta, pe măsură ce în alte țări din Est se întorc românii, de la noi se continuă exodul. Sute de mii de tineri pleacă anual, 200 de mii fiecare an. Se continuă lucrul acesta. Cum se vor schimba lucrurile? Schimbăm politicienii, punem niște miniștri care au idee ei ceva de creștinism, un anumit președinte sau... Nu, acolo nu se va schimba nimic. Nu se va schimba cu oameni corupți. Se va schimba în momentul în care va fi o reformă creștină cu adevărat în națiunea noastră. Și eu cred că poate să înceapă. Gândiți-vă la lucrul acesta. Când națiunile din Occident au trăit o adevărată trezire spirituală, starea nu era mai bună decât o avem noi astăzi. Citiți în toată istoria aceasta a trezirilor spirituale. Eu am scris în cartea Vremea Trezirii, am povestit de mai multe ori, sunt mărturii, este pe internet relatarea. Când o națiune se întoarce la Dumnezeu, când măcar o mare parte a națiunii sau o cantitate suficientă din populația țării se întoarce la Dumnezeu, vin vremuri de înviorare. Pentru că Domnul spune că dacă poporul peste care este chemat numele Său și noi chemăm numele Lui Dumnezeu, fiecare om spune, Doamne ajută! Când noi, popor peste care este chemat numele Lui Dumnezeu, ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, ne smerim, ne rugăm și părăsim calea noastră cea rea, Dumnezeu spune, de partea Lui, eu îl voi asculta din ceruri, îi voi răspunde și îi voi tămădui țara. Țara noastră are nevoie de tămăduire. Toată chemarea aceasta pe care am avut-o personal și pe care o avem noi ca și creștini care vrem să trăim la înălțimea chemării cerești, chemarea aceasta este o chemare la trezire.
pentru noi, fiecare personal, pentru cei care ne numim creștini și pentru întreaga națiune. Mă rog ca Dumnezeu să ridice un adevărat val de oameni care să se trezească. Peste 700 de oameni din țara aceasta și din afara ei de români s-au înscris la o zi de post și rugăciune. Asta e încurajator. Sute de oameni într-o zi din săptămână, miercurea în speță, stau înaintea lui Dumnezeu cu post și rugăciune ca Dumnezeu să schimbe lucrurile în țara aceasta. Să fie cu putință de locuit. Cuvântul Domnului spune, țară, țară, ascultă glasul Domnului. Vremea este scurtă, Domnul este aproape să vină. Se pot produce schimbări, tu să nu stai nepăsător și să-ți vezi de viața ta. Este timpul să te pocăiești, să dai un sens vieții tale. Dacă niciodată nu te-ai întors la Domnul, astăzi este ziua să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă ai avut o întoarcere la Dumnezeu, ce sens are viața dacă nu acesta al mijlocirii pentru cei pierduți, al unui foc care să se aprindă în inimă și să trăiești cu un scop bine definit și anume să-i slujești lui Dumnezeu până la revenirea Domnului Iisus. Pentru că acest cuvânt nu este la infinit, ci este o vreme de înviorare pe care o promite Scriptura până la un anumit timp. Nu știu dacă ați remarcat, dacă v-a sărit în ochi când am citit textul, spune să vină vremurile de înviorare și să-L trimită pe Cel ce a fost rânduit pentru voi. Dragii mei, Domnul Iisus cu adevărat se va întoarce. Și avem toate motivele să credem că se va întoarce în curând. Noi tot facem aceste actualizări și spunem despre vremurile profetice. Nu la infinit se vor face, la un moment dat Domnul se va întoarce. În ce fel îl vom aștepta? Cum ne va găsi pe noi? Cum va găsi națiunea aceasta? Cum îi va găsi pe cei din București? Va găsi vremuri de înviorare sau în vremea asta de uscăciune? Evreilor li s-a spus, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vină vremurile de înviorare înainte de a-L trimite pe Domnul Iisus din nou. Iar venirea Domnului acum este mult mai aproape ca atunci. Cum va fi starea noastră înainte de revenirea Domnului? Am toate motivele să cred că numai aceasta este situația în care un om va pleca cu Domnul. Un om care trăiește cu Domnul, care are în viața lui vremuri de înviorare, o biserică care trăiește vremuri de înviorare, o localitate în care oamenii se întorc la Domnul și vin vremurile de înviorare, aceștia sunt oameni care pot să aibă încredere la revenirea Domnului. Vin vremurile reașezării din nou a tuturor lucrurilor. Spune, cerul trebuie să-L primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Lucrurile nu sunt normale așa cum sunt aici. Nici la noi în țară, nici în lumea aceasta. Este un Dumnezeu, dragii mei, și lucrurile merg împotriva felului în care El le-a creat. El le va pune în matca lor, El le va reorganiza, El le va reașeza, se vor așeza din nou toate lucrurile, se va termina cu nedreptatea pe pământ, se va termina cu minciuna, Domnul va fi Domn, curând vine Domnul Iisus să-și pună tronul de domnie, foarte curând. Până atunci însă este un timp de cercetare pentru fiecare dintre noi. Sunt niște vremuri de înviorare pe care Domnul le dorește de la noi. Nu e un titlu la întâmplare. M-am gândit ce aș putea să vorbesc celor care vor veni astăzi. Nu știu care va fi cursul de acum înainte al felului în care Dumnezeu va călăuzi lucrarea în ceea ce mă privește și a noastră în această direcție, dar vreau să vă spun, dacă aceasta e singura dată când ai venit, sau dacă e singura oportunitate pe care o ai, nu lăsa să treacă pe lângă tine acest cuvânt. Să nu dai pace inimii tale până nu vei trăi ceea ce Dumnezeu promite. E un cuvânt de la Domnul. Să fie vremuri de înviorare în viața ta. Să fie vremuri de înviorare în familia ta. Să fie vremuri de trezire spirituală înaintea lui Dumnezeu. Să fie vremuri de înviorare. Pentru că Domnul este cu adevărat aproape să vină. Despre aceste vremuri ale așezării din nou a tuturor lucrurilor a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților proroci din vechime. Și vorbim și noi. Continuăm în linia aceasta a sfinților proroci din vechime și vorbim despre o vreme în care Dumnezeu va reașeza toate lucrurile. Înainte să-și așeze domnia, vine însă să-și ia biserica acasă. Și foarte curând, mulți care batjocoresc ideea aceasta vor avea acea surpriză să vadă că totuși a fost real și că a fost adevărat. Va fi un moment în viața noastră când cei care sunt pregătiți vor fi împreună cu Domnul, se va împlini făgăduința Lui, promisiunea Lui, după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Ce vom face noi în vremea aceasta de sfârșit? Cum va fi vremea aceasta de aici până la revenirea Domnului sau de aici până la plecarea noastră în veșnicie. Va fi o vreme de înviorare, decizia
este a fiecăruia personal. Iar cheia este una singură. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină vremurile de înviorare. Să-L trimită pe Domnul și să se reașeze, să se așeze din nou toate lucrurile în matca aceasta a dreptății lui Dumnezeu.